Patinoarul de pe insulița Jiului ar putea deveni funcțional din acest weekend. Societatea din Craiova a stabilit și tarifele de acces pentru cei care vor să patineze pe insuliță. Tariful va fi unic. Astfel, pentru o oră de patinat, clienții vor plăti 20 de lei dacă închiriază ghetele de la patinoar sau 15 lei dacă vin cu ele de acasă. Mai există și posibilitatea achiziționării unui abonament cu 10 intrări. Valoarea abonamentului este de 175 de lei cu ghete de la patinoar și 125 de lei cu patine aduse de clienții de acasă. Odată montat acest patinoar, ne-am gândit pe acest amplasament de asemenea să asigurăm și un carusel pentru copii și nu în ultimul rând câteva puncte de alimentație publică, un ceai fierbinte sau, mă rog, dulciu sau ce se mai poate comercializa în această perioadă. Deja astăzi așteptăm să vină reprezentantul societății pentru a-și încheia documentația contractului cu primăria conform hotărârii de Consiliu. Se vor putea da cu patinele simultane circa 150 de persoane pe suprafața cu gheață îngrădită. Marius Ionescu, director în cadrul primăriei Târgu Jiu, a explicat și câteva dintre detaliile tehnice ale viitorului patinoar. Este un patinoar cu gheață, deci un patinoar sintetic. Dimensiunile care sunt deja solicitate ca suprafață, 30 de metri pe 15 metri, iată, este o suprafață destul de mare. Vor fi prevăzute de asemenea gărdulețe pentru a dirija efectiv spre calea de acces în zona construcției unde se vor închiria patinele, unde se vor schimba copiii. Vor avea personal pentru a asigura, să spunem, ordinea în zona respectivă și personal pentru a evita accidentele în timpul efectiv al patinajului. De asemenea, spații suficiente pentru a putea pune, să spunem, acele căsuțe pentru alimentație publică și, nu în ultimul rând, caruselul. Dacă vremea va fi de parte iubitorilor sporturilor de iarnă, parcul va rămâne deschis și după data de 15 februarie. Primăria Târgu Jiu va percepe taxe și comercianților care vor decide să-și vândă marfa în acest parc de iarnă.